Salutare, bine găsit un nou videoclip, unboxing aici, cu un nou unboxing pe canalul meu și da. Să stabilizez telefonul meu. Și asta este corectul ce mi-a venit azi, cele 3 casete audio care v-am zis. Care cumpăr, mi-am cumpărat înapoi albumul Vorbește Maria. Am cumpărat albumul Vorbește Maria deoarece mai de mult am avut această casetă și da, poveste lungă. Și astăzi, de fapt, corectul mi-a venit, o să vă spun și o poveste foarte amuzantă. Mi-a venit, de fapt, cârtia când mi-a venit corectul de vineri și când mi-a venit, eu încerc vine să ridic corectul. Poate era închis să fim 5, n-am știut. Și apoi, astăzi, am mers cu tatăl meu și am ridicat. Asta e bandă, frate! Nu știu ce notificare am primit acolo, că nu pot să văd decât doar ce fac acolo. Pe cine, ce tot notificări primesc acum pe YouTube. Dați seama câte bandă este aici. O să fie ceva chestii că... Acum să văd cum îl removez și cum dorm și s-ar putea să mai cumpăr și eu niște casete audio. Câte m-am înțeles pe video și pe seminar. Dar să vedem ce rămâne până atunci. Să rămâne ca așa. După asta s-ar putea să cumpăr niște almanahuși. Satelor și după ce discuși o mare și poate dacă o mare și casete care vreau eu. Cu o video ce am zis cu Simina, poate că e spada 20 și cu acele rebușima. Vă dați și voi seama câtă bandă este pe coletul ăsta. Când mă știu, n-am mai văzut atâta bandă. Corect, ai zis. Corect. Dacă aș putea edita și o viteză, dar nu mă pricep așa bine editor. Deci, King cu vata, asta este aventura și de asta doi unboxing-uri, pentru că e distractiv. Când încerci să te chinui, să desfaci atâta bandă. Am briț. Da, nu cred că rezolv eu ceva. Va, și mai pățit de astea, la caseta cu dans fatal. Că, nu știu că s-o chinit. A, cu dans fatal, ho, ho, încă te... Știu, și tu te-ai chinit, că ai avut ce despace vreau. Îmi place mult și cum cântă Dan Spătaru. A fost King cu Dan să obțin. Bă! Știți? Era o melodie așa, cântată de Ioana Radu. Și se numea Mai vine o seara pe la noi, o nevedoare. Nu, asta vine să cânt și eu acum.
Pentru că desfacerea acestui colet este wow. Și băi, ce am făcut? Câtă bandă, frate! Da, să pun pe pauză. Aici avem caseta cu Adriano Seventaro. Stereo. Să faci cerere la papi. Păi? Păi e festivalul mediteranean la Deva. A. 20-21-22 crevezi scolci caramel. Bă, frate, asta e originală? Uite, baltă! Sper că nu m-am păcărit. Hai, mă! Ruben, vrei? De la 12 la 22. Ce, trebuie apă. Nu cred că e originală, cred că e Eurostar și aici trebuia să scrie Adriano Seventaro pe casetă. Cred că e trasă după originală. Trebuie să o testez, măcar să văd dacă e conform priantului toate melodii, să nu fie una lipsă. Of, of. Și aici avem caseta cu Toto cu Tung, nu? Și asta văd că e originală, că scrie pe ea Vrivo. Și aici am înțeles eu numai. Și aici am, după atâția și atâția ani, când o văd, mă bucur. Vorbește Marea Cătălin Crișan. Și asta e o casetă care am avut-o în copilărie. Am avut-o în copilărie, dar ea s-a stricat și am zis să o cumpăr înapoi. Și aici avem, nici nu vine să cred că o văd în fața ochiului după atâția ani. Când vorbește Marea. Și e originală, iupi! Dar Adriano Seventaro nu e originală. Asta, nu știu. Ce ce avem? Fața Bește Maria, Mama, mi-e dor de tine, cine te-a trimis la mine dragoste, nu pleca, nu te juca, doar pentru voi, noi, fața B. Dacă pleci, destin, nu te pot iubi, vreau, țiganca, asta nu o să ascult. Am cumpărat-o pentru restul meu, de unul pentru aia. Vindem viața și nebunie. Odată în viață. Bine, să știți că ultima de Vreau este interpretată de Mirabela Daur, nu de Cătălin Crișan. Numai eu scris textul. Așa. Văd că a fost ascultată la minim. Și mai văd că carcasa este puțin spartă. Dar nu-mi vine să cred cum vrea... Că e originală. Și așa se vede. Vorbește Marea Cătălin Crișan. Nu știu unde e semnul de la Rotomezic. Ia de... Hai să ne uităm puțin și la casete înăuntru, dar cu Adriano Seventaro căzi de... Nu știu dacă e originală și cred că am tras țeapă. Nu știu ce să zic. Așa e caseta. Erau toate cuparate, de ce nu
Ce mios ciudat au. Cați așa să nu cadă. Sper să fie și ea cu Italia Novello. Dar cu asta Adriano Serentaro, nu știu de ce, dar... No, cam asta și cu acest videoclip, nu știu. Cam asta și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, să dați like și comentați pe toate. Bye!